De Florinel, da, Faruc a jucat în 10 cu Budescu? Bă, Vivi, ai că o ai grea acum. Băi, a încercat, a intrat în combinație. El nu este să facă pressing. Faru a jucat pressing. Bă, Vivi, sus, bun, stai puțin, nu-i vina lui. Hagi l-a ținut până la urmă în teren, da? Până la urmă. Da, Adriene, în 10 au jucat. S-a jucat meciul de ieri 7-7, cred. Cum? 7-7 a fost meciul de ieri. De ce? Păi, au lipsit din prima repriză vreo 2 de la Steaua, cum zici tu, că au dat centrele prin altă parte. De partea elaltă, Gică e supărat că nu-i joacă toți jucătorii, joacă și ei. Dar 10, nu înțeleg, 7. De ce l-a ținut până la final? Să așteaptă la o execuție, exact, la ceva, o lovitură jocul, liberă, o pasă. Cum ți s-a părut, Robert? Auzi, Horia, cum a făcut Steaua? Deci mie absent. mi s-a părut absent. Da, mie mi s-a părut absent nemotivat. E juca în filmul ăla cu Jean-Claude Van Damme, era la filmări. Știi că a fost un film tare, absent nemotivat, care a făcut furori. Dacă joacă un oricare alt jucător cum a jucat Budescu aseară, poate, nu, poate e înlocuit. Da. Dar având calitate individuală foarte bună, Hagi speră ca se putea să întâmplă. Ții tot meciul? Da. Oria, se putea întâmpla ce a făcut Stanciu la echipa națională. Când exact. Tot s-a scoate și Stanciu a dat gol. Budescu într-o execuție în ultimul minut poate să schimbe cele trei puncte. Mie mi s-a părut neinspirat Hagi cu două chestii ieri. Mi s-a părut neinspirat Hagi cu două chestii. Și nu neapărat în ordinea asta. Unu, când a început cu Mazielu și a început cu, cum îl cheamă, cu... Da, explicat de ce. Am înțeles, da, așa, că e obosit, că Mazielu, eu începeam tot cu Mazielu, cum îl cheamă pe barmean? Grigorian, da? Și doi la mână că l-a insistat cu Budescu până la final, care a fost mână moartă. Pentru că a fost mână moartă. Eu spuneam, Grigorian ăsta are calitate și ăsta foarte are calitate și trebuie să avem răbdare. Eu spun că cred că Mazielu le-ar fi pus probleme mai mari. Acum știi cum e. Știi cum e, Hagi fost, știe mai bine. Care nu joacă tot Hagi timpul. Probabil l-a văzut pe Mazielu că e obosit, normal, că nu știu ce și... Da, și la echipa națională. Mai înțeles, dar Grigorian, ți-am zis, mai bine te dea o mince în afara stadionului, jongla în fața suportului, puțin tot aer. Avem aici jucători de fotbal. E o întrebare, că nu, încă nu înțeleg pe asta că e obosit sau nu. Tu, dacă te bagă cineva în teren, vii de la echipa națională, preferi să joci primele 45 de minute sau să intri în focul a doua repriză, depinde de meci. Titular, ce povești sunt astea? Exact. Ce povești sunt astea? Robert, ce povești sunt astea? Păi dacă am nu te încălzești bine. Trecută, n-am vorbit Cai, mă, ce n-ai. Domne, dă randament două chestii cu Hagi inspirat, după părerea mea, asta au fost inspirat și ai văzut ce ai zis tu, cu colțul, cu ai văzut ce ai zis, da? Au venit toți trei la colțul scurt. El a lucrat toată săptămâna pe Maradona. Asta e scuza antrenorilor ca să vorbim ca pe stadion, că nu halesc cât un jucător. Nu mă refer la domnul Hagi. M-am gândit strategia, ce mi oferă adversarul și ăsta dă randament dacă intră de pe bancă. Nu există niciun jucător în lumea asta. Mazinul bași titular. Care să-și dorească să intre după bancă. Da, nu, asta e o vrăjeală. Trebuie să te simți apreciat, să te simți să intri. Bun, am văzut o declarație, nu? Mm. Au comentat-o amândoi. Da. Care? Da. A lui Bergodi. Că foarte agresiv Galațiu și de-aia nu și-au făcut jocul. Păi dacă mai jucat și fotbal Galațiu, cred că îi băteau 3-0.